2 iunie 2024, cea mai tristă zi din anul acesta, din cauza, zic eu, folosirii substanțelor otrăvitoare pe câmpuri, de fiecare cum dorește, cum îl tai capul, du-te fără reclamație, trebuie să vină o expertiză să constate decesul albinelor. Nu am cuvinte. Nu mai contează reginele, nu mai contează stupul, nu mai contează absolut nimic. Cea mai mare parte din culegătoare o să dispară încet, încet zilele astea. Cam asta este. Poți să faci reclamații, poți să duci albine la analize, dar problema cea mai mare e că nu se rezolvă nimic. După ce îți dă omul un cap, degeaba te mai duci la pușcărie după ce ești mort, nu? Ce mai contează? E plin peste tot, cu albine moarte. Folosirea pesticidelor, eu știam că este ilegală. Insecticide în luna iunie, nu știu la ce se mai folosește, dar asta e situația. Tot ce rămâne de făcut este să sper că să nu-ți aducă nectar prea mult prin stup cu otrăvurile astea grozave. Mă amuză un pic că comentează ei pe Facebook că mierea nu e bio. Păi să mânce ei mierea asta bio care dau pe toate căcaturile. Să mânce ei. Bun, oricum nu e vorba despre miere, e vorba că de acum singurul lucru este pregătirea de iernat cât se poate mai bine. Adică o să fie destul de greu. Va trebui să intervii cu ceaiurile de dezintoxicare în primul rând, după care noroc cu reginele care s-au împerecheat, că reginele virgine vor mânca nectar din ăla sau apă, nu cred că voi mai prinde vreo regină din alea care nu sunt perecheate. Asta este. Acum 2 ani acea situație a fost. Cunosc eu pe polițist, mă duc la primărie, dar nu rezolv nimic, că moare albina, cu ce te ajută că îți moare albina? Te duci, faci reclamație, îi dă lui ăla 500 de lei amendă pentru nerespectarea dozajului la ierbicid și mergi pe stradă mâine și îți dă în cap că l-ai pârât la primărie. Bun, cam asta este pe ziua de azi, mai este o situație care am descoperit-o așa la nimereală. Am aici o matcă. Am pus-o în biguriu, acum nu știu dacă acele albine ovor. Nu știu dacă aceste albinuțe ovor sau nu ovor. Asta e ciudat un pic la mine, fiindcă aici am un nucleu, trebuie să caut matca. Și dacă o găsesc, voi vedea dacă o găsesc. Dacă nu o găsesc,
O să-i o dau, dar eu știu ce-o fi. Cam asta este pe ziua de azi, o zi tâmpită, o... greu de zis, este perioada asta de vârfa albinelor și nu ai niciun chef așa de... nu mai ai niciun chef. Zile în care îți pierde cheful, mai vii peste o săptămână să vezi dacă a mai rămas ceva prin stupi. Bun, cam atâta. Eu caut prin stup să văd dacă găsesc matca. Uite la zborul albinelor, a scăzut tare, deci în 3 ore vineau 200-300 de albine, acum mai vine 10 albine, nu mai. Cu legătoarea piere pe câmp. Bun, cam atât. Până data viitoare, numai bine!